Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici, din Bike Park de la Serfaus Fis Ladis. Până să dăm drumul la treabă, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și vreau să facem astăzi un lucru foarte interesant. Vreau să vedeți și voi ce înseamnă un bike park făcut adevărat. Aseară a plouat torențial toată noaptea. Acum este soare și este ora 12. Și o să vedem cum sunt traseele din acest bike park. Și tura de astăzi o să o găsiți înregistrată pe Strava cu ajutorul acestui ceas de la Garmin, stonefit.ro, 5% fix your bike, cine vrea să-și achiziționeze. Și bineînțeles că sunt cu această bicicletă minunată din spatele meu. Este vorba despre GT-ul Force Carbon pe care l-am tot de la cei de la Stonefit. Da. Vorba multă sărăcia omului, dar vreau să vă mai prezint un singur lucru. Uitați câte opțiuni și câte lucruri aveți de făcut aici, în acest bike park. Poți să te dai de la cel mai expert până la cel mai mic. Chiar acum, în spatele meu, pe PAM trecut din spate, sunt niște copii care învață să se dea cu bicicleta foarte tare. Și să nu mai zic că aici, în spatele meu jos, este un bike shop atât de mare încât jos pălăria pentru ei. Dar totuși am să-i critic un pic și pe cei de aici, pentru că prețurile la acest bike park în spate sunt destul de piperate. Hai, ne vedem pe sus pe traseu. Prima tură o dăm așa de încălzire, ușor, să vedem cum stă treaba cu traseele și opa, cam bate vântul aici sus. Bun. Da, și uitați cam cât de uscat este. Astăzi este prima dată când mă dau și eu și pot să zic că văd pe unde merg. Dacă vă vine să credeți acest detaliu. Hați, dreapta. Ia să vedem, tata. Opa, sus. Hai. Oh, da. Bun. Bun. Haide, tati. Deci, nu e pic de apă, da? Să se înțeleagă detaliul ăsta. Și aici spărtura spărturelor. Da. Sus. Sus. Haide, băieții. Vă dați seama că nu sunt singur astăzi. Ia uitați ce lasă ei frânele. Ăștia nu se mai opresc. La prima tură ei sus în pompă direct. Hai, răzvane. Duble. Wow. Am pierdut-o pe asta acolo. Trebuie un pic de viteză. Dar venim și cu viteză, nu-i problemă. De la prima tură. Stai, mă. Mamă, ce breaking bumper. Mamă. Hai că nu-i așa rău. Bun. Continuăm treaba. Te uitați pe mine cât sar aici. Acolo am căzut de pe contrapantă. Nu e bine. Primele boltoace după o seară ploioasă. Hai, mă. Haide, mă. Albert face el perșustele alea. Wow.
Na, e cu skepsisă. Hai sus. Aia așa. Bonus. Wow. Dacă ai grip, braking bumpurile astea te sparg. Pur și simplu. Deja oricum am forțat că frig mâinile. Wow. Mișto și aia acolo. Hop, bă, rădăcini un pic. Și pe aici, încă o băltoacă. Prima pe ziua de astăzi, a doua de fapt. L-avem în față pe Albert, care a zis că ne duce pe undeva frumos. Ia să vedem unde ne duce Albert. Bun. Direct la casa aia m-a dus. Aia cea mai consacrată de aici. Da. Foarte mișto. Wow. Wow. A aruncat un pic spatele, dar a mers fără probleme. Da. Foarte tare bike park-ul. Mamă, deci m-am distrat de fiecare dată când am venit în acest bike park maxim. Este incredibil de mișto. Blană. Blană, blană. Opa. Hai, dai, puțină viteză. Hai, sus. Mai trebuia un pic de viteză. Hai, mă, că am dat-o pe asta. Da. Wow. Haide. Încă puțin. Frumos. Ieșire violentă. Să continuăm. Doar zic. Aoleu, cât te aruncă ăla acolo. Oh my god. Prea mult? Prea puțin? Ok. 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 Ia, tată. Hai că încet, încet încep și eu să sar așa, pe lateral. Oleu. Cât te aruncă aia. Wow. Wow. Încă puțin trebuie acolo. Aventura strigați pura. Aici. Cât am frânat acolo, nu cred. Wow. Hai, sus. Deluță. Am dat-o, mă. Am dat-o. Am dat-o. Relax. Relax.
Bun, sus. Opa. S-a înnorat un pic. Opa. Ah. Încă puțin. Blanătura. Ah, am ratat-o pe asta. Bun. Ah. Wow. Mamă, forță. Plecăm să ne distrăm. Prea mare viteză în contrapanta aia. Bravo! Ce ai făcut, mă, cu metri? Vedeți că oamenii ăștia lucrează inclusiv pe ploaie. A început ploaia și haideți să-i dăm în continuare! Plouă! Hați! Aici pe sus! Mamă, ce a început torențiala! Bine! Da! Pe ploaie, tată, direct! Grip maxim continental, grip total, față-spate. Incredibile cauciucurile! Incredibile! Hai mă, că ușor, ușor le fac pe toate! Nea! Nea! Ei bine, în cele din urmă, asta a fost ziua de dat la Selfaus Fis la Adis. În spatele meu sunt băieții care spală bicicletele. Sunt vreo 6-7 standuri de spălat bicicleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 standuri de spălat bicicleta. Foarte mișto. Este fix la baza telegondolei. Iar în spatele meu începe bike parkul. Este absolut superb de venit aici. Chiar dacă costă ceva mai mult, dar credeți-mă, felul cum înveți să te dai aici este next level. Eu unul cel puțin recunosc că am învățat destul de multe lucruri și nu pot decât să mă bucur că am venit aici astăzi. Bicicleta cu care m-am dat astăzi a fost vorba despre un GT Force Carbon de la cei de la Stonefit, tot de la Stonefit. Am și ceasul de la Garmin și pentru 5% reducere aveți cod de reducere Fix Your Bike. Și astea fiind spuse, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne revedem în următorul videoclip. Vă salut! Pa!